Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de miercuri, 13 septembrie 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea, simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 13 septembrie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să-i se împlinească toate visele. Haideți să vedem și ceșcuța noastră de astăzi. Iată așa arată ceașca. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însuțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Iată, dragilor, cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă și de această dată, acest lucru însemnând cel puțin o veste foarte bună pe care o vei primi și în această zi, o veste care probabil pe unii dintre voi vă vor găsi pe nepregătite, iar pe alții vă vor găsi în așteptare, da? Pentru că văd că mulți dintre voi așteptați această veste de foarte multă vreme și aceasta vă va găsi foarte curând, da? În această zi, astfel încât unii dintre voi chiar veți vărsa lacrimi de bucurie, atât de mult veți fi, atât de fericiți veți fi când veți afla vestea. Haideți să vedem despre ce este vorba cu această citire, cu această cafeluță de astăzi. Dragii mei, dragele mele, văd despre voi, dragele mele, că aveți multe lacrimi din cauza unui bărbat, poate soț, poate partener, poate fiu, frate sau cumnat, cineva din apropierea voastră, văd că este care vă face mereu să plângeți de la nimica toată, dar te-ai săturat de această situație, draga mea, îți vine să pleci cât mai departe. Oricum văd că această situație nu va continua pentru încă mult timp, da? Încă 2 sau 3 timp, 2 sau 3 săptămâni și situația se va termina, fie această persoană va pleca din casa ta, fie tu vei reuși să faci ceva și te vei îndepărta de această persoană, dar oricum situația se va finaliza. Dragii mei, pentru cei cu inițialele A, B, N și L, văd că foarte multe drumuri vă așteaptă. Vă duceți, veniți, aveți niște discuții, probleme de rezolvat. Mare atenție la aceste drumuri pentru că veți obosi foarte tare și vă veți stresa. Văd cum o să vă enervați la tot pasul, dragii mei. Văd cum sunteți singuri sau singure în casa voastră, dragii mei sau dragele mele. V-ați închis într-un colț și vă simțiți singuri sau singure, chiar dacă aveți familie în jur, tot singuri vă simțiți. De parcă nu aveți pe nimeni, nu aveți ajutor, nu sunteți iubiți, iubite, apreciați, apreciate. Mare atenție la această stare, dragii mei, dragele mele, pentru că ați putea cădea în depresie, da? Dacă nu s-a întâmplat asta deja. Drumurile tale, dragul meu sau draga mea, văd că au fost închise în trecut, mai ales înspre financiar, pentru că cineva ți-a furat sporul sau ți-a trimis negativități să nu ai niciodată bani suficienți. Dar curând aceste lacăte, să știi că se vor deschide, vei avea și tu noroc, banii vor veni spre tine. Dragul meu, draga mea, văd că veniți dintr-o perioadă foarte grea din viața voastră în care v-ați despărțit de persoana voastră dragă, dar acest lucru se va dovedi de bun augur pentru că veți întâlni o persoană cu totul unică, remarcabilă, care vă va aduce în viață exact acea stabilitate care vă lipsea și pe care v-ați dorit-o întotdeauna. Această persoană, să știi că este un suflet pereche de al tău,
De când vă veți vedea prima oară, veți simți acel magnetism la nivel de suflet, acea atracție deosebită care va fi tocmai datorită faptului că voi vă cunoașteți din altă viață, dragii mei. Conexiunea cu această persoană va fi binecuvântată de divinitate și să știți că mulți dintre voi chiar vă veți căsători, dragii mei. Așadar, să fie într-un ceas bun. Pentru cei cu inițialele A, B, M și F, văd că vine o surpriză nemaipomenită spre voi. Nu o să vă așteptați, o să vă lase ceva cu gura căscată, dragii mei. Atât de mult vă veți bucura când se va întâmpla acest lucru pentru voi. Văd cum vă rugați pentru familia voastră, lacrimile voastre, să știți că se vor usca, rugăciunile voastre vor aduce foarte mult bine în calea voastră. Cu sănătatea, iubiții mei, văd că veți avea ceva dureri de cap din cauza schimbărilor de vreme, dar vor fi trecătoare. Văd că veți primi o veste de la o ușă de stat. Vă veți bucura foarte mult pentru că așteptați de foarte multă vreme această veste. Drumurile voastre se deschid, se dezleagă blocajele. Văd o perioadă foarte frumoasă și foarte norocoasă în calea voastră. Și mai văd aici o familie, dragii mei, este tata, mama și copilul. Sunteți foarte fericiți împreună, da? Cel puțin în această zi sau în această perioadă. Văd că petreceți timp de calitate împreună, sunteți cât se poate de bucuroși și vă stă bine așa. Doi îngerași, dragii mei, văd aici, unul lângă voi, în casa voastră, celălalt în afară, în afara casei. Acești îngeri nu fac altceva decât să vă apere de negativități, atât din interiorul casei cât și din exterior, da? Pur și simplu nu vor lăsa ca aceste negativități să curgă spre voi, spre cei din casa voastră. Vă vor apăra, da? Și vă vor orienta întotdeauna pașii spre drumul cel drept. Un elefant, dragii mei, se mai vede. Se pare că o să aveți putere, curaj, veți fi foarte sprinteni, se ridică de ochiul negativitățile de deasupra voastră. O să reușiți să faceți și voi toate acele lucruri la care vă gândiți. Și o să fiți fără frică, da? Pentru că asta contează cel mai mult pentru voi în aceste momente. Dragii mei, dragele mele, văd aici o vulpe șireată. Este o femeie în relația voastră. V-a făcut să plângeți această femeie. Poate este soacra ta, poate cumnata ta. V-a făcut să vă despărțiți. V-a destrămat relația, căsătoria. Dar această femeie, să știți, dragele mele, că nici ea nu va avea parte de o relație bună, da, în familia sa. Pentru cei cu inițialele V, A și L, văd aici o hârtie care vă vine de la o ușă de stat, poate este un răspuns de la o judecată, poate un divorț, dar vă va bucura foarte mult acest răspuns pentru că va fi în favoarea voastră, viața voastră se va schimba hotărător în urma acestei decizii. De asemenea, poate vei face schimbări în casa ta, dar oricum văd că vei începe o viață nouă, dragul meu sau draga mea. Văd aici un bărbat puternic. Poate este soțul, fiul sau cumnatul. Foarte mult muncește și văd că are dureri de cap. Acest bărbat ascunde o boală de voi. Poate are probleme cu glandele, poate cu capul. Dar el plânge, să știi, uneori de atâta durere. Să știi că acest bărbat văd că iubește foarte mult animalele și posibil să aibă un câine pe lângă el. Acest câine îl ajută foarte mult să depășească crizele pe care le are. Să știți că într-un final acest bărbat se va vindeca. Dragii mei, văd aici vin oaspeți în casa voastră cu mașina de la drum lung. Și acești oaspeți vă vor bucura foarte, foarte mult. Cifra 7, dragilor, mai apare aici. Peste 7 ore sau 7 zile o să aveți o mare surpriză. Este posibil să vină de departe fiul sau fiica, să vină acești copii ai voștri cu nepoții voștri, de fapt,
și o să fiți foarte fericiți împreună, pentru că nu i-ați mai văzut pe aceștia de foarte multă vreme și vă veți bucura nespus de mult. Dragii mei, văd că aveți foarte multe drumuri. Vă duceți, veniți, vă duceți, veniți și ați obosit deja de la ele. Văd cum doriți și voi să stați puțin acasă, să vă odihniți, dar nu puteți. Aveți persoane care stau în spinarea voastră și sunteți foarte necăjit sau necăjită din această cauză. Dar să știți că munca voastră va fi răsplătită în zecit, așa că să nu regretați ceea ce faceți acum pentru binele vostru și al familiei dumneavoastră. Dragii mei, văd aici că veți fi și voi fericiți până la urmă, va răsări soarele și pe strada voastră, veți avea și voi parte de mai multă înțelegere și respect din partea partenerului, a partenerei și așa mai departe, din partea familiei, da? Mai văd aici o ciupercă, dragii mei, cei ce vreți să vă construiți o casă sau dacă vreți să vă căsătoriți, să vă mutați undeva și voi la casa voastră, să știți că veți reuși, veți avea și voi cuibul vostru într-un final, dragii mei. Văd că în familia voastră va merge totul spre bine, chiar dacă aveți un dușman ascuns. Acesta are o cruce în mâini și văd că își dorește moartea dumneavoastră, dar să știți că toată negativitatea pe care o temite asupra voastră va cădea asupra lui sau asupra ei. Da? Și va muri de ciudă acest dușman al vostru. Pentru cei din zodia Berbec, dragii mei sau dragele mele, văd aici un inel. Veți cunoaște o persoană cu litera S. În cel mult o săptămână, această persoană este norocul tău, vei zburda de fericire, draga mea. Sau dragul meu. O maimuță mai văd și o pasăre, vin vești bune spre voi, aceste vești o să vă schimbe viața în bine. Și un cactus, se pare că vor apărea multe bârfe în jurul vostru. La aceste vești să nu plecați niciodată urechea. Voi bucurați-vă de viața voastră în continuare, pentru că bucurați-vă de veștile bune pe care le primiți, pentru că acestea vă vor transforma viața. Să nu vă pese de bârfele pe care le vorbesc dușmanii voștri. Cu sănătatea, dragii mei, încă o dată vă spun, aveți grijă la durerile de cap și de urechi. Chiar dacă aveți dușmani, să știți că voi veți rămâne cu capul sus și bine veți face, pentru că doar așa veți reuși să aduceți în realitatea voastră lucrurile pe care vi le doriți. Haideți să vedem și dorința voastră. Da, dragii mei, dorința voastră se va împlini foarte repede, să știți, și văd aici un pește. Asta înseamnă că în casa voastră vor intra bani destul de repede, dar să știți că aveți și un de ochi asupra casei voastre, așadar ar fi bine să vă descântați măcar din când în când, da? Citiți cel puțin Tatăl nostru de câte ori puteți, până când veți simți o ușurare asupra voastră și asupra casei voastre. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!